Quando ero un ragazzo, che sono entrato in una situazione cei care mi stavano alături, dar de data asta e adevărat. Mihai Cimpoie este prietenul meu al literaturii române. De câteva ori am fost în Basarabia și am fost numit cu mare căldură de dumneavoastră. Este cel mai important, cel mai cunoscător eminescolog român. S-a dedicat lui Eminescu și e binevenit această enciclopedie, pentru că astăzi, de vreo, adică astăzi, de vreo 15-20 de ani, de când GDS-ul, cum de domnul Patagini și așa ceva, încearcă să detroneze pe Eminescu, de parcă pot să detrona inimile noastre ale românilor. Încearcă să lucrească cu Caragiale. Mihai a făcut un lucru interesant, a pus un modul de căiuna și a pus un modul de Caragiale. Dar mă rog, eu vin din Maramure și noi nu îl iubim pe Caragiale prea mult. Îl stimăm ca foarte mare scriitor, dar noi stăm de partea lui Eminescu, a pateticului și a flăcuratului Eminescu, care până cu Ardeanul Slavic și au fugit tinerei, fiind la Viena, au fugit la momentul lui Ștefan cel Mare, visând o Românie care pe vremea aceea putea în aia. E bine, această Românie s-a coborât pe pământ și noi suntem stăpânii ei, nu știm ce să facem cu ea, organizăm foarte prost, ne furăm și ne mințim unii pe alții, dar e bine că Mihai, Cimpoi și prietenii din Basarabia, care e pământ românesc, vine și aprinde această torță spre iluminare și solidaritate cu acestor noștri. Îl rog și pe Eugen Zăricaru, fostul președinte al Uniunii Scriitorilor.